Pe mine mă interesează, ca telespectator, ca exponent al telespectatorului, ce anume vrei să ne comunici în legătură cu pericolele din internet, cu pericolele care ne pândesc atunci când cumpărăm un calculator pentru noi sau pentru cineva din familie și în special pentru cineva care e încă prea tânăr ca să știe cum să se apere. Cele mai multe pericole survin atunci când ne conectăm la o rețea wireless publică, atunci când mergem într-o cafenea sau într-un restaurant, într-un alt, orice alt loc public și folosim internetul în anumite scopuri care presupun și autentificare. De exemplu, facem anumite tranzacții online sau chiar și serviciile zilnice pe care le folosim, serviciile de mail sau rețelele de socializare, numele de utilizator și parola pe care o introducem atunci când ne autentificăm, poate fi interceptată de către un potențial atacator care se află în acea rețea și care efectiv ascultă la fluxul de date, mai bine zis miroase, fluxul de date. Îl monitorizează. Da, deci am spus miroase pentru că termenul folosit este de sniffing, iar to sniff în engleză înseamnă a mirosi. Și vede exact toate pachetele de date pe care le trimitem noi, inclusiv numele de utilizator și parolele. Ce vedeți acum pe ecran este cutia ediției de PlayStation 3. O să-i rog pe colegi să ne prezinte și filmul. Ce se întâmplă? Este un joc de lupte. Foarte pe scurt. Este un joc în care ai control asupra 8 personaje. E un joc de acțiune cu foarte multe, cu acțiune explozivă, al cărei principal punct forte este evident ca modul multiplayer de joc online, Battle Royale, de exemplu, dar există, ce vedeți aici, este un story trailer, prezintă personajele principale din joc, cu care veți avea de-a face în timpul campaniei single player, despre care producătorii ne promit că depășește 10 ore de gameplay.